Niște doi berbeci, nu? De ce? De merinos? Merinos de faz. Ai dat drumul? Băi. Da. Impresionant. Au 11 luni. Stai un pic. Ține tu așa. Da. 11 luni. 11 luni. Da. N-au încă unul. Mă opri că nu intră cadrul aici. Aha. Băi, ce frumos este. Sunt masive ăștia de palas. Da, da. Și mai cresc. O capriță boier. Boier. Ai boier? Boier, da. Boier. Super tare. Dar e originală boier, nu? Sau metisată cu altceva? Original, dar cine a luat-o așa, a zis că e original. Pare originală, părul scurt, e îndesată, pentru căpriță e bun. Deci originală boier eu n-am mai văzut până acum în realitate. Ce am mai văzut pe net, dar la Georgica, mai sunt mai rare astea boier. Da. Mhm. Da, berbecii sunt astea de boier, cred că sunt ceva tank. Țapii de boier. Așa, țapii, corect. Frumoși, mă, și merinoși ăștia, super. De care ai? Tot merinos? Da, tot merinos. Aici cred, am niște cârlane. Cred că era pregătit să mă altoiesc. Putem să intrăm pe aici? Mă? Ia. Ai luat și camera aia mic? Nu, nu. Le-am montat gata? Sau le-am montat cu altcineva? Stai mă cu minte mă! Experiențe cu berbec. Da. Nu, ieșea ceva mișto dacă mă altoia, dar trebuia să filmezi tu. Trebuia să filmezi tu cum mă... Vezi, bă, ce grasă, băi, e montată? Nu. Eu, uite, nu e montată și uite ce solidă e. Da, mă, sunt solide astea de boier. Și astea sunt... Hai, până aici, să vedem. Niște cârlane. De am stat o parte prin mai fătate, o parte prin martie, o parte prin... Ia. Stai cu minte, mă. Stai cu minte. Stai cu minte, curta diavol. Curcodel! Unde e, mă? Pe aici. Da. Ia vedem. Filmează mie asta? Băi, da. Se vede mai bine decât cu aia. Da. Câte sunt? 17. Dar în fiecare este o oaie. Deci numai din astea. Da, numai pe merinos. Merinos pur. Stai da. Să-l aducem mai încolo puțin, așa, că să-l sperim. Ele mai la lumină, așa s-ar lumină, vedea. Da. Aha. S-au montat o parte din ele. Nu, că astea sunt cârlane, au 6 luni. 6-7 luni. Băi, la ce îmbrăcate în blană, bă, ia uite cum sunt. Da. Și ai și o oaie printre aia, da, nu? Da. Am specificat. E montată cu aia, deja? Nu e montată, este așa. A, este așa. Și cum ți se pare rasa asta merinos de întreținut? E o rasă foarte bună. Cel puțin e rasa de carne, carne și lână. Nu are atât de mult lapte cum are o carabașă sau... Sunt alte, dar eu las-o foarte bun. Cel puțin la noi aici se adaptează foarte bine. Deci suntem foarte mulțumiți. Noi și mergem pe rasă, nu... Nu corcești. Nu corcești, calitate. Calitatea întâi. Boabe le dai? Da. Sau le dai și boabe de porumb? Porumb, lucernă, le mai dăm și ciocani. Aha. Fain. Băi, frumoase cum au așa lână asta. Da, să zicem, îmbrăcate bine așa. Sunt mieluță de 5 luni. Astea două sunt surori. Le-ai cumpărat la cineva? 6-7 zonă. Din oile mele. Am selectat în fiecare an. Doar așa, nu știam atenționat. Bă, dar berbecul ăsta, mă, ăsta mare, îmi punge. Vine așa, are tentă să împungă. Are coarne, un bar. Exact. Da, unui cornoc, unui cel.
masiv. Dar ți-a că ți aplică asta o lovitură, te pune jos. Da, cât ai berbeci. Și asta cum de ți-a venit să ai luat și o căpriță? Haide, tai că mi-a tot așa, cum vrea capră, vrea capră. Am văzut și eu de la Valea Mătrișului, am de la un băiat. Ah. De la unul Florin. Nu, nu știu. De la unul n-am. Ăștia sunt linia veche de la Palas. Aha. De la cineva un turc băiatul ăla. Da, 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 da. Linia veche. Da, linia. Păi are berbeci 160 de kg la 2 ani. Mamă, mamă. Și ăștia sunt săriți de 100 de kg. Cam acolo, 100-110. Cel puțin curântul cam acolo. Aha. Da. Foarte fain. Oh, oh. Serios? Păi sunt că le-am și cu dizile astea, le-am mai făcut și un tratament și din cauza asta sunt. Da. Da, ne vezi berbecul că e foarte agresiv. Agresiv. Este face wrestling. De cum e? Trebuie să ai și experiențe din filmările astea. Normal? Yep. No. De cum e? Ia. Eu ăsta. De cum e? Hai venit cu acea, da. Ha, că nu-i noroi asta. Noroi nu e, dar e berbec. Ce rasă? Nu, e de-al nostru, nu e de rasă. Bă, bă, dar e înalt, bă, da. Nu e chiar un cal de ăsta la lume. Nu, aia că e îngrijit. Băi, are și... Copil, un copil. Tecnic. Opa. Se vede mai slab așa, dar e înalt ca lume. Da, e frumos. L-am pus pe OLX la vânzare, acum vedem. Nu mai vrei să-l ții? Nu, mai păi cine să mă ocupe de el? Păi l-am de 7 ani jumate și când căream după când de la Lucerna porumbușa, le-au cu tractor. Da. Și l-am ținut așa mai mult de dragul meu la finalitate, băi, hai că să-l ținem, să-l ținem, să-l ținem. Are mult. E... și muncă, dar și chinuia lui, că chiar mă sar, mai... Tecnic. Dacă nu-i muncit, porumbul cernă, porumbul cernă, porumbul cernă. Cum să nu facă rău? Uite, se înalță cu capul așa. Dă-te la loc, dă-te la loc, dă-te la loc, dă-te la loc, op. Hai, bine, are o atletică așa, îmi place. Da, este și lung și înalt ca lui. Uh-huh. Are și un mers frumos. Da, da. Cam ce preț are un cal din ăsta? 4.000 de lei l-am pus. 4.000 de lei? Eu nu mă pricep, chiar nu, habar n-am. Trebuie să-mi zici și 100 de milioane, că am... nu mă, eu nu mă pricep la cai deloc, nu. 4.000 de lei. Nu este... A, nu e un preț fix, dar cum e arată el? Păi nu mai putare dacă faci într-o iarnă, e... Pe jumătate. Da, și munca... Da. Nu e muncit, nu e un cal muncit să alerga pe la pădure cum sunt alții și e îngrijit, e un cal îngrijit. Da. Mai uite, se vede mai binișor așa. Da. Din munghiul ăsta. Da, să-ți trăiască, ce să zici.